Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul acesta vom proiecta un kit în regim DIY, fiind vorba despre un montaj astabil cu componente discrete. Aceasta fiind și prima schemă realizată practic de mine și probabil de majoritatea electroniștilor amatori la început de drum. Nu o să explic principiul de funcționare, ci o să vă spun cum putem modifica efectul luminos. Dar înainte de asta, să vă spun în linii mari din ce categorie face parte circuitul astabil. Acesta face parte din categoria de circuite basculante, pe înțeles circuite care generează impulsuri. Aceste circuite basculante sunt de 3 tipuri: astabile, monostabile și bistabile. Astăzi vom face un circuit astabil. Circuitul basculant astabil, numindu-se și multivibrator sau flip-flop, este un circuit basculant care nu are o stare stabilă. Trecerea dintr-o stare în alta se face fără intervenția vreunui impuls de comandă din exterior. Să trecem la realizarea practică al acestui montaj. De data aceasta aș vrea să-l facem pe un cablaj de genul acesta, cum anume veți vedea mai departe. Ok, componentele să le dăm într-o parte și să realizăm acest cablaj. Eu am făcut un fel de șablon, asta pentru că înainte am proiectat ca reper schema în EasyEDA, cablajul respectiv, iar de acolo am realizat pe o hârtie un șablon, însemnând că zonele hașurate reprezintă cuprul, zonele albe reprezintă partea fără cupru. Pentru asta am un indigo, să punem pe spate ceva gen, da, să-l decupăm exact cât avem nevoie. Ceva genul să vină. Gata, am reușit. Să vedem ce a ieșit. Nu trebuie chiar perfect, dar cât de cât să mă pot orienta. Să rezolv eu imediat cu un marker. Iar acum urmează partea unde vom decupa zonele din cupru nedorite cu Dremelul. Hai că n-arată rău, să curăț un pic cu alcool izopropilic. Ok. Componentele le voi lipi la suprafață, exact ca la cele SMD. Să lipim rezistoarele prima dată. Da, să costărăm un pic aici. Rezistoarele au fost lipite, să lipim condensatoarele electrolitice. Urmează și LED-urile. Unul o să fie aici, celălalt aici. Zona asta. Bineînțeles și tranzistoarele, dar trebuie să mutăm PCB-ul invers, că nu le putem lipi cum trebuie. Și ultimul tranzistor.
Gata. Montajul a fost lipit. Așa arată montajul unui circuit basculant astabil, multivibrator sau flip-flop. Să-l alimentăm. Plus sus, aici și minus jos. Uitați. Iar la final urmează să vă explic ce vă spusesem în timpul clipului. Vă comunicasem faptul că putem schimba intervalul de stingere-aprindere a celor două LED-uri. Însemnând că modificând condensatoarele electrolitice, cele de 22 de microfarazi, mărind capacitatea lor, intervalul de aprindere-stingere se va mări. Dacă micșorăm capacitatea celor două condensatoare, timpul se va micșora, se va aprinde-stinge mai rapid. Bineînțeles că putem modifica și valoarea rezistoarelor de sus, cele din baza fiecărui tranzistor, da? Cele de 47 de kΩ la ora actual. Dar în primul rând, cel mai bine ar fi, dacă doriți să faceți experimente, modificați valoarea celor două condensatoare. Dacă doriți să vedeți și celelalte montaje, spre exemplu cel bistabil și monostabil, îmi puteți scrie în comentarii. Însă, ca electroniști, cred că acesta a fost primul montaj realizat. Acum depinde de fiecare. În cazul meu, ăsta a fost. La voi, care a fost primul montaj? Cei care vă ocupați de electronică, care a fost primul montaj realizat? Aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!